Arhitectura nu este doar o profesie tehnică, ci și o artă care presupune pasiune și simț artistic. Andriana Meză din Petrovasâla a absolvit Facultatea de Arhitectură din Belgrad și are deja o experiență de 9 ani de lucru în domeniu. În urmă cu 4 ani s-a decis să facă pasul cel mare și s-a reîntors acasă, unde a deschis un birou. Când am deschis birou, a fost interesant în lume că cineva s-a întors din oraș lăsat și vrea să deschidă un birou de arhitectură. Am un mesaj pentru tinerii care sunt la oraș, la facultate, o care ar terminat facultate și au lucruri la oraș, să se întoarcă la satului și să probească să lucrezi. Vreau să spun că mi-s mulțumite că am deschis birou arhitectonic în satul meu natal, că e o profesie rentabilă și mi-s mulțumite cum m-am descurcat cu tot. Această fată talentată s-a reîntors în satul natal și acum se simte împlinită. Zi de zi depune eforturi mari și depășește toate dificultățile cu care se confruntă, fiind satisfăcută și simțindu-se bine în sânul familiei și în compania prietenilor din copilărie.